fost aprobat actul normativ prin care se stabilește salariul minim pentru 2021. Știați deja la 2300 de lei. Știu că au fost discuții în spațiu public dacă poate să fie aplicat de la 1 ianuarie. Bineînțeles că poate fi aplicat de la 1 ianuarie pentru că în februarie se plătesc salariile pentru luna ianuarie. Deci este destul timp și astfel salariul minim va crește în 2021 cu 3%, așa cum am anunțat, peste rata inflației în 2020, deci și peste estimarea de rată de inflație în 2021, deci păstrând puterea de cumpărare a românilor. A mai fost un proiect de lege în primă lectură, ceea ce privește consumatorul vulnerabil. Acest proiect de lege merge acum la Ministerul pentru Avizare și după aceea va merge în Parlament. Este o transpunere de directivă. Acestea au fost, de fapt, elementele principale ale ședinței de guvern de astăzi. După discuția pe care am avut în ședința de guvern astăzi, am hotărât ca vineri să mai avem o ședință de guvern la ora, încă nu știm ora exact, în funcție de avizele pe care, cum vin avizele, dar avem câteva lucruri care trebuie clarificate în această săptămână. Este hotărârea de guvern cu personalul esențial care trebuie vaccinat și trebuie să vină până vineri. În etapa a doua, vorbim de ordonanța de urgență a Guvernului privind unele măsuri de recrutare sau plata personalului implicat în procesul de vaccinare. Este în proces de avizare și sper ca avizele să fie gata până vineri. Și, bineînțeles, limitele, aprobarea limitelor pentru ministere pentru a începe bugetarea pentru 2021 sunt și acestea în curs de avizare. Vineri sunt principalele lucruri pe care vreau să le aprobăm vineri. Va fi o ședință de guvern, cred că, online, vineri. Cam acestea sunt lucrurile pe care le-am decis astăzi în ședința de guvern. Dacă sunt întrebări, știu că sunt foarte multe dezbatere în spațiu public și poate pot să mai clarific și eu dintre ele. Bună ziua, Alina Soroceanu, Antena 3. Eu vă rugăm să ne precizați ce se întâmplă cu ordonanța de urgență privind finanțarea centrelor de vaccinare și funcționarea lor. De ce această ordonanță totuși nu a fost dată astăzi și ce se va întâmpla dacă totuși nu au fost alocați astăzi acești bani? Este o ordonanță care este în procedură de avizare, v-am spus, și va fi, sper să fie gata până vineri. Trebuie clarificat clar mecanismul de plată. Cred că mergem într-o direcție, așa cum am folosit și până acum, prin Ministerul Sănătății, cu decontare de la bugetul de stat. Dar aici eu vreau să fiu foarte atent la criterii. Pentru că au fost situații în trecut când nota de plată a fost puțin, a fost supraevaluată, să spunem așa, în situații. Și atunci vreau să mă asigur să fie foarte clar că avem criterii clare prin care se definesc aceste cheltuieli care pot fi decontate prin Ministerul Sănătății de la bugetul de stat. Este adevărat, ne uităm la o soluție de a deconta aceste cheltuieli și din fondurile europene. Se pare că mergem și în direcția asta, să putem să găsim și acolo spațiu, dar în acest moment folosim ceea ce știm și ce am folosit în 2020. Decontare prin Ministerul Sănătății, mecanismul și apoi de la bugetul de stat. Însă, având în vedere că pe 15 ianuarie ar începe campania, a doua parte a campaniei de vaccinare, practic nu este târziu aprobarea acestei ordonanțe de urgență, pentru că primarii spuneau că doresc să știe deja câți bani au și de unde provin acești bani. Nu este târziu, le luăm pe rând. În al doilea rând, săptămâna viitoare o să am o discuție cu Asociația Consiliului Județene, cu Asociația Municipiilor, cu Asociația Orașilor, Comunelor și vom discuta despre bugetul pentru 2021. Nu este aceasta cea mai mare cheltuială pentru bugetul 2021. Sunt alte cheltuieli și acolo vom avea discuții despre și grad de colectare și modul în care sunt folosiți banii de către autoritățile locale și sumele de reechilibrare care vin de la buget. Aș vrea să facem o corelare și cu grad de colectare și cu numărul de personal angajat în ultima perioadă, cheltuielile de personal și așa mai departe. Reforma pe care am anunțat-o în companie de stat nu se oprește la companiile de stat. Hemoragia banului public ineficientă nu se oprește la companiile de stat. Vom merge cu reforma peste tot și atunci banii care vin de la buget în acest an și în viitor trebuie să meargă în locurile unde pot fi folosiți cel mai bine. Și am observat anul trecut, a fost un an diferit, dar
voi avea o discuție transparentă, dar onestă, cu Consiliul Județene și cu Asociația Municipiilor și Orașului. Am văzut dezbateri în spațiul public și cred că toate sunt dezbateri înainte de buget. Nu avem bugetul pentru 2021, când vom avea bugetul, toată lumea va ști exact sumele și cum vor fi alocate. Dar principiul de bază este același ca de fiecare dată. 100% din veniturile pe care le au autoritățile locale vor merge înapoi la autoritățile locale și ce este suplimentar vom vedea cum vor fi alocați. Bună ziua, Emma Stoica, Digi24. Pe lângă sumele pe care le veți deconta pentru a plăti personalul care se va ocupa de vaccinare, ce alți bani vor fi decontați? Pentru că spuneați că vreți să vedeți o cheltuială sau o listă clară. Care vor fi aceste cheltuieli pe care le va suporta executivul prin Ministerul Sănătății? Aici aștept de la Ministerul Sănătății aceste criterii clare. De ce este nevoie atunci când pregătim un centru de vaccinare, care sunt cheltuielile standard? Voi merge, ca și până acum, pe costul standard și pe cheltuielile standard, nimic în plus. Deci, Luiza Girel de la TVR, deci veți acoperi de la bugetul de stat și cheltuielile pentru dotarea acestor centre de vaccinare și din ce surse vor veni banii? Adică din fondul de rezervă al Guvernului, având în vedere că nu avem bugetul aprobat. În acest moment, știți foarte bine că dacă nu ai bugetul aprobat, se merge pe 1-12 din bugetul de anul trecut. Deci, resurse sunt. Nu asta este problema. Trebuie doar să pună la punct mecanismul prin care se face această plată. Deci vor fi acoperite și cheltuielile cu dotarea acestor centre? Nu aș pune acest lucru în acest moment. Vreau să am o discuție cu Ministerul Sănătății. Ei știu foarte bine despre ce ai nevoie atunci când aranjezi un centru de vaccinare. Acum, această discuție despre centru de vaccinare mi se pare că e o altă anvergură. Vaccinarea se face peste tot în lume foarte simplu. Nu trebuie să fie ceva foarte sofisticat, totuși, da? Deci nu avem nevoie de ceva foarte sofisticat. N-aș vrea să ducem discuția în această direcție. Eu sper să fie cât mai repede făcute aceste centre de vaccinare. Ieri m-am asigurat că vom mai lua încă 8 milioane de vaccinuri. În acest sens, să avem în septembrie, obiectivul meu este de a avea 10.400.000 de persoane vaccinate, ceea ce înseamnă aproape 70% din ceea ce ne-am dorit și să putem să scăpăm de pandemie. Deci, pentru mine, vaccinarea este o prioritate, merge bine până acum, va merge și mai bine și veți vedea, deci nu am nicio problemă aici. Deci, partea de cheltuieli și de cine suportă se va rezolva și va avea discuție cu municipiile și de fiecare dată. Și anul trecut au fost aceste discuții și la carantinare și au rămas bani. Banii au venit înapoi. Am alocat resurse și pentru carantină și banii au venit înapoi la buget. Așa se va întâmpla și acum. Vă spun că nu banii au fost o problemă. Domnule prim-ministru, dacă mai îmi permiteți tot pe acest subiect, a stat de vorbă cu Ministrul Sănătății, cu domnul Gheorghiță, cel care coordonează campania de vaccinare. Sunt suficiente cadre medicale pentru a putea să facă această campanie de vaccinare? Știm că acum vor fi mai multe centre. Da, și aici să știți că primesc și de la spitale private și de la companii private tot felul de oferte pentru a pune la dispoziție gratuit centre de vaccinare sau personal. Deci nu există o problemă. Din ce am văzut eu și văd și interesul pentru etapa a doua, în România, în acest moment, lumea vrea să se vaccineze, ceea ce e un lucru foarte bun și de aceea am și făcut acest efort. Vom face un efort bugetar, nu mi se pare deloc mare, pentru a lua cele 8 milioane de doze în plus, să ne asigurăm că în septembrie vom avea 10.400.000 de oameni vaccinați. Marina Cioacă, România TV. Astăzi, Curtea Constituțională a respins sesizarea Guvernului privind legea rectificării bugetare cu acea majorare a pensiilor de 40%. Își permite România în momentul ăsta să majoreze pensiile cu 40%? România nu și-a permis anul trecut, nu își permite nici în 2020 acest lucru. Dar în acest moment, legea merge la promulgare către domnul președinte, care are două variante, reexaminare, să trimite la reexaminare în Parlamentul României, sau să o promulge. Cred că vom vedea care va fi varianta. Eu vă spun că noi avem deja guvernul precedent și coaliția și-a asumat un calendar de creștere a pensiilor. Vom crește pensiile, dar pe calendarul pe care noi ni l-am asumat. Doar asta este varianta pe care mergem noi. Mulțumesc. Care este calendarul? În luna septembrie 8% ar fi suficient pentru o majorare a punctului de pensie? Este o creștere a punctului de pensie în condițiile economice actuale. Eu vreau să vă aduc aminte că anul trecut nu au fost multe țări care au crescut pensiile, noi am crescut 14%. Acel 14% înseamnă un efort suplimentar anul acesta de 9 miliarde de lei.
Deci creșterea de anul trecut înseamnă în plus 9 miliarde de lei anul acesta, adică 2 miliarde de euro. Mai mult, România anul trecut a fost țara care a crescut salariile în sectorul bugetar și am fost cel care a spus să nu se întâmple nimic cu salariile în sectorul bugetar anul trecut cu aproape 8%, în timp ce media în Uniunea Europeană a fost sub 3% sau în jur de 3%, 2,9%. Deci eforturile făcute anul trecut au fost foarte mari și se văd și anul acesta. Creșterile de anul trecut se susțin și anul acesta. Deci nu este nicio problemă. Domnule premier, și mai ales având în vedere că inflația a scăzut din momentul în care a fost preluată guvernarea în 2019, a scăzut constant, ați văzut și scăderea dobânzilor, ceea ce înseamnă că puterea de cumpărare a crescut. Chiar și în noiembrie avem o creștere, în noiembrie anul trecut, avem datele statistice astăzi, avem o creștere a venitului net față de 2019, asta în condiție de pandemie. Domnule premier, avem o ordonanță de urgență semnată inclusiv de dumneavoastră dată la mijlocul anului trecut, prin care angajații prefecturilor primesc un spor de COVID de 30%. Aș vrea să vă întreb dacă, în primul rând, ați verificat ce fel de angajați primesc, pentru că înțelegem că există oameni care nu sunt neapărat implicați în lupta contra COVID-19 și primesc acest spor și care este diferența dintre un angajat al prefecturii și un polițist, spre exemplu, care la fel este în prima linie și nu primește acest spor de 30%. Suntem în acest moment în procedură de construire a bugetului pentru 2021. Toate actele legislative care au fost aprobate și anul trecut sau care sunt în vigoare vor fi analizate prin perspectiva spațiului fiscal bugetar de anul acesta. Veți vedea la buget care vor fi analizate. Mi-ați răspuns la întrebare. Care este diferența dintre un angajat al prefecturii care este în lupta contra COVID-19 și un polițist care se luptă la fel și de ce nu există un spor și pentru aceștia? Deci anul trecut ce am spus că nu vom face reformă în administrația publică anul trecut pentru că avem nevoie de toți angajații din administrația publică, pentru că sunt în linia întâi și se luptă cu pandemia. Anul acesta, la fel, toți, nu doar prefectură, nu doar Ministerul Afacerilor Interne, sănătate, educație, toată lumea este tratată la fel. Referitor la sporuri, salarii și așa mai departe, acestea sunt discuții pentru buget și le veți vedea la momentul când discutați despre buget. Domnule premier, ați semnat această ordonanță de urgență prin care angajații prefecturilor primesc un spor de 30%. Care a fost raționamentul pentru care aceștia primesc un spor de 30% pentru lupta împotriva COVID-19? Pot să revin cu răspunsul de fiecare dată și mi-am spus să vezi cu întrebarea. Anul acesta vom analiza toate actele în vigoare pentru a vedea spațiul fiscal. Deci mulțumesc. Există posibilitatea să nu mai existe acest spor anul acesta? Nu am spus așa ceva. Eu am spus doar că toate actele, nu doar acestea, sunt foarte multe acte normative care trebuie analizate în contextul acestui spațiu fiscal din 2020-2021 și al strategiei fiscal-bugetare până în 2024, când noi ne propunem ca deficitul bugetar să fie sub 3% în 2024. Mulțumesc. Aș mai avea o întrebare pe un alt subiect. Am văzut că ați eliberat mai mulți consilieri de stat din funcții. Sunt de principiu oameni apropiați de președintele PNL, de Ludovic Orban. Aș vrea să vă întreb dacă există în acest moment tensiuni între dumneavoastră și președintele de partid, fostul premier Ludovic Orban, și dacă aceștia urmează să fie înlocuiți cu oameni apropiați de dumneavoastră. Nu, dar sunt oameni care au fost apropiați și sunt apropiați și de mine. Sunt oameni care au lucrat. Nu este nicio problemă între mine și domnul președinte Ludovic Orban. Noi am discutat, este un cabinet Câțu și va fi un cabinet. Poate între ei se vor regăsi alții înapoi în alte poziții în cabinetul Câțu. Deci nu este nicio problemă între noi. Marganițu, Alef News, domnule premier, aș vrea să insist, vă rog frumos. A spus că sunt fonduri necesare. Totuși, de unde veți lua banii pentru acoperirea centrelor, organizării și funcționării centrelor de vaccinare, având în vedere că nu avem și un cost estimativ? Pe bucățele, Emil Boc a spus, a vehiculat suma de 3,9 milioane de euro doar pentru 6 luni. Alți primari din localități mai mici vehiculează sume de 200.000 de lei. Totuși, există la guvern în acest moment o estimare referitoare la costul tuturor centrelor și de unde acoperiți acești bani, vă rog? Banii se vor acoperi din buget. Se construiește un buget cu un deficit maxim și de acolo se acopere banii pentru toate cheltuielile pe care le angajăm. În momentul în care noi aprobăm ordonanță de urgență și aprobăm sursa de finanțare, aprobăm și bugetul aferent. Și atunci banii se vor face, decontarea este mecanismul prin Ministerul Sănătății, de la buget.
Și pe aceea este simplu. Nu este aveți complicat. Un orizont de timp pentru acești primari, având în vedere că nu avem deocamdată proiectul de buget. Urmează după aprobare alte 45 de zile pentru rostogolire până la autoritățile locale. Un orizont de timp pentru ei, vă rog? Bugetul, am spus, deja a fost prezentat public, calendarul pentru aprobarea bugetului va intra în Parlament în 5 februarie, 4 sau 5 februarie. Acesta deci cumva prin martie, aprilie ar trebui să aștepte la niște... Bugetul va intra în vigoare, legea bugetului intră în vigoare la 3 zile după aprobare. Deci, vă vom lugare. Deci, nu ar trebui să fie până în martie. Deci aprobă ei bugetele. Mai târziu, asta este altceva. Și ultima întrebare, cu permisiunea dumneavoastră, vă rog. Comunicarea nu se face corect pe toate categoriile de cetățeni. Există o categorie de cetățeni uitată complet și anume aceea surdomuților. Există o problemă adevărată și reală, comunicare a limbajului, comunicare obstrucționată de măști. Se plâng aceste persoane că nu înțeleg sfaturile, nu înțeleg vaccinarea. Da, aveți dreptate. Vom corecta această problemă și la Guvernul României. Sigur. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Cătălina Mănoiu, Realitatea Plus. Domnule premier, în bugetul pe anul viitor ați prevăzut indexarea pensiilor cu rata inflației. Dacă ați făcut acest lucru, la ce majorare s-ar putea aștepta pensionarii? Nici nu putem să facem acest lucru. Pentru anul viitor există o ordonanță în vigoare cu cât să crească pensiile. Bugetul se construiește acum. Dar știți foarte bine că nu aceasta este rata. Nu este aceasta doar cu rata inflației indexarea pentru pensii. Veți vedea exact la momentul în care apare legea bugetului, care sunt sumele alocate pentru pensii. Repet, pensiile au crescut și anul trecut cu 14%, ceea ce înseamnă 9 miliarde de lei în plus anul acesta la buget. Vor crește și în 2021. Dacă se indexează cu rata inflației, așa cum spunea și ministrul muncii, că cel puțin cu rata inflației, atunci creșterea ar fi de 40 de lei. Practic, în buzunarele pensionarilor ar ajunge doar 40 de lei. Este posibil acest scenariu în septembrie? Eu zic să vorbim despre ce se întâmplă cu punctul de pensie atunci când vom avea legea bugetului. În acest moment totul este în mișcare. Încă se discută cum va arăta bugetul pentru 2021. Este o provocare pentru acest guvern să vii cu un buget de la un deficit de 9% la 7% pentru anul viitor. Avem estimări de creștere de venituri, acoperă o parte din această diferență, vor trebui să fie și luate și alte măsuri. O singură întrebare. Sindicaliștii au anunțat că vor protesta pe o perioadă nedeterminată și își cer drepturile salariale prevăzute de lege. Care este poziția dumneavoastră? Să am o discuție și am avut discuții cu sindicatele tot anul trecut și am explicat situația din România. Voi face acest lucru și anul acesta. Am avut înțelegere din partea domnilor lor anul trecut. Cu siguranță vom avea și anul acesta. Repet, România anul trecut salariile au crescut, deși a fost o perioadă de recesiune, de scădere a economiei, nu de recesiune, pentru că am evitat recesiunea tehnică. A fost o perioadă dificilă, o perioadă de criză economică, cea mai mare criză economică din ultima 100 de ani și totuși salariile în România au crescut cu aproape 8%, în timp ce în restul Europei, țări dezvoltate, țări cu putere economică mai mare, au crescut doar cu aproape 3%. Bună ziua, Turian Nicula, Quick News. Cât la sută va reprezenta din PIB campania de vaccinare? Încă nu s-a terminat. Campania de vaccinare implică mai multe lucruri. Eu aș fi inclus la campania de vaccinare și această ordonanță cu centrele de vaccinare. Dumneavoastră poate vă referiți doar la o campanie de vaccinare media. Sunt lucruri total diferite. Campania media vom vedea care va fi bugetul alocat pentru ordonanță. Încă în acest moment nu este aprobată. Și ținând cont că în a doua etapă vă puteți vaccina când? În a doua etapă aveți posibilitatea să vă vaccinați. Când vă veți vaccina? Sâmbătă mă vaccinez. Și va fi public. Silvian Trandafir, Metropola TV. Sunt studenți care studiază în străinătate și sunt români care muncesc în străinătate. Studenții vor începe în februarie fizic facultățile, iar sunt români care au plecat sau vor pleca. Întrebarea este aceste două categorii. Ce vor face în momentul în care sunt în străinătate și li se va cere să fie vaccinați? Pentru că ei nu fac parte din etapa a doua. Da, repet, etapa a doua sau persoana care intră în etapa a doua, acea listă crește în fiecare zi, pentru că sunt mai multe priorități pe care le vedem. S-ar putea să fie și aceasta o categorie pe care o vom include selectiv pentru persoanele care vor intra în etapa a doua, încă nu este luată o decizie. Recomand celor care sunt în această situație să vorbească cu Ministerul Sănătății. Ei sunt cei care fac acest HG și, așa cum am spus, am primit de la mai multe
părți din societate și din economie cerințe de a fi în etapa a doua, sunt sectoare esențiale. Cred că o discuție cu Ministerul Sănătății ar rezolva și această problemă dacă se califică pentru această etapă. Dar până acum s-a luat în calcul? S-a vorbit despre aceste categorii? Această discuție trebuie să o aveți cu Ministerul Sănătății. După Brexit, Marea Britanie a decis, dacă îmi permiteți încă o întrebare, a decis să returneze în țările de origine cetățenii care erau în penitenciare și nu aveau cetățenie britanică, inclusiv români care se întorc în țară, dar nu pentru că au fost eliberați condiționat, nu vor merge în penitenciare, ci vor intra în carantină acasă. Înțeleg că Polonia n-a fost de acord cu astfel de măsură pentru că reprezintă un risc, un pericol de a răspândi COVID-19, dacă au așa ceva. Ce părere aveți? Știți foarte bine că persoanele care vin din Marea Britanie sunt în carantină 14 zile, chiar dacă au și un test negativ. Toate persoanele intră în carantină, există câteva excepții, navigatorii, personaje de bord și așa mai departe. Dar în rest, toate persoanele intră în carantină 14 zile. Nu există nicio excepție aici. Da, dar fiind persoane care nu respectă în mod normal legea pentru că au fost închiși, s-ar putea să nu respecte nici regulile de carantină. Bineînțeles că acest risc există cu toate persoanele, nu doar aici. Există acest risc există de fiecare dată și avem, bineînțeles, am avut și în trecut și anul trecut, în 2020, situații. Și acolo s-a acționat, bineînțeles, conform legii. Mulțumesc! Mulțumesc mult!